13. Record spațial stabilit de Le Bourgeois. Coloniile spațiale ar ajuta mult omenirea. Henry Tanner În exclusivitate pentru The National Times Kansas City, KS, sâmbătă 13 aprilie 1956 Locotenent-colonelul Jean-Paul Le Bourgeois a stabilit un nou record al Coaliției Aerospațiale Internaționale, rămânând pe orbită peste patru zile. Prin acest progres, CIA a demonstrat că este posibil să lucrezi și să dormi în spațiu. Un pas înainte foarte necesar pentru programul spațial. Nicol Orgin se cocoță pe brațul canapelei din living cu paharul de șampanie de pe vremea dinaintea căderii meteoritului. Diamantele de la gât îi sclipeau deasupra rochiei superbe de un verde mat. În jurul nostru sala gemea de elita societății îmbrăcată în smokinguri și rochii de seară în nuanțele celor mai fine bijuterii bucurându-se de seară cu mâncăruri pe care nu le puteai cumpăra cu bonurile alimentare. Dacă n-ai fi auzit-o vorbind, Nicol ar fi părut o doamnă de societate ca atâtea altele. Slavă cerului, era o femeie mult mai interesantă. Așa că mecanicul jurase că putea avea încredere să zbor cu helicat, dar eu eram la 2000 de metri și indicatorul de combustibil arăta zero. Deasupra oceanului, doamna Hibăr își duse mâna la piept înspăimântată. Mai devreme ne exasperase cu amănunte despre trandafirii ei premiați și cum îi salvase cu mintea ei sclipitoare de frigul iernii folosind sticlă și aburi. Păcat că nu o interesau și legumele. Am salvat atmosfera îndemnând-o pe Nicol să ne spună povești din război că eu urmăream cu totul altceva nu mai conta. Măcar nu mai trebuia să aflăm despre invazia a fidelor. Mai auzisem povestea lui Nicol, așa că sorbeam din cocktail și savuram spectacolul, în timp ce Nicol arătă spre doamna Hiber cu o unghie ojată. Da, chiar deasupra oceanului. N-am avut de ales, nu-i așa? A trebuit să zbor înapoi la portavion și să-i anunț că aterizez. Cum? Fără motor? Ori așa, ori ajungeam în ocean. După ce am aterizat, a reieșit că mecanicului îi scăpase un cablu de alimentare defect. Ar fi trebuit să-l auziți pe șeful lui. L-a făcut troacă de porci. Aterizările fără motor făceau parte din instrucție, dar să aterizezi pe un portavion era cu totul altceva. Nicole îmi surprinse privirea și îmi făcuse semn cu ochiul. Povestește-le despre Messer și Miturelma. Mă simțeam foarte bine stând printre celelalte invitate și ascultând isprăvile lui Nicol, dar când gazda te invită să vorbești... O, păi... Bine! Nu aveam voie să zburăm în misiuni de luptă pentru că era prea periculos pentru femei. Nicol pufni și clătina din cap nemulțumită. Nu că nemții și-ar fi dat seama cine pilotează avioanele, zise ea. Exact. Deci se făcea că duceam un Mustang la baza aeriană Amberio când mă trezesc cu trei meseri după mine. În jurul nostru apăruseră și câțiva bărbați pe care sperasem să-i atrag cu subiectul meu. Totuși, dintr-o dată mă ascultau o grămadă de oameni. Am sorbit din șampanie. Nu uitați că pilotam un avion de vânătoare, dar nu aveam muniție. Vai, nu rosti senatorul Orgin, care venise și se alăturase soției lui. Era un tip îndesat care nu părea deranjat de greutatea lui cu părdes și mult abia începând să încărunțească. Ba da! Abia am avut timp să cer ajutor prin radio ca au și început să tragă. N-am putut să fac altceva decât manevre de evitare. Și bineînțeles că era senin ca laptele în ziua respectivă. Dar era o vale care ducea la bază și am sperat să mă pot adăposti cumva acolo. Nicol se aplecă în față. Asta nu era deloc simplu, pentru că trebuia să zbori jos și, Doamne ferește, să fi făcut vreo greșeală. Dar tot era mai bine decât să se tragă în mine. Așa că am șters-o către valea aceea cu un afurisit de neamț în coadă și altul care executa zbor de acoperire. Am încercat să arăt unde erau celelalte avioane față de mine fără să-mi vărs băutura. Habar n-aveam unde era al treilea. Încercam să virez după cum cotea râul ca să mă asigur că n-au cum să mă nimerească și mă rugam ca băieții noștri să mă găsească la timp. Și e clar că v-au găsit. A, vocea masculinității. M-am răsucit în scaun. De fapt, domnule colonel Parker, nu m-au găsit. Normal că fusese și el invitat. Senatorul Orgin era încântat de programul spațial, deci sigur că îl voia pe primul om în spațiu ca trofeu printre ceilalți musafiri, alături de Nathaniel. Nicol râse de figura șocată a lui Parker. L-a făcut pe primul să tragă în colegul lui, pe al doilea să zboare într-o stâncă, iar pe al treilea. Cu el ce s-a întâmplat? Nu l-am mai văzut. Bănuiesc că băieții noștri și-au făcut apariția în cele din urmă și l-au vânat. Stați puțin, spuse Parker ridicând mâna. Vreți să spuneți că ați doborât două messerschmitt fără să aveți muniție? Când mă enervez, avantajul e că mi dispare stânjeneala de a fi în centrul atenției. Cunoșteam terenul. Zburam în zonă de luni întregi și știam unde se bifurcă râul. Ei, evident, nu știau lucrul ăsta. Nu cred. Vreți să spuneți că soția mea e o mincinoasă? Când se înfurie Nathaniel, vocea lui capătă inflexiuni care o fac să semene cu a tatălui meu, joasă și categorică. Acum era atât de încordată că ai fi putut stabiliza o rachetă cu ea. Soțul meu stătea chiar lângă mine, la câțiva centimetri de parcăr. Nu, nu, sigur că nu, domnule inginer York. Mă întrebam doar dacă au fost cu adevărat Messerschmitt-uri. Zâmbi fermecător și trase cu ochiul senatorului Orgin. Știți cum sunt, doamnele, dintr-un avion fac trei. Un biplan devine un Messerschmitt. Poate că-i bătea soarele în ochi în ziua aceea când era senin ca laptele?" Sunt sigur că nu minte, poate e doar puțin confuză. Atâta tot. Am pus paharul pe masa cea mai apropiată ca să nu-i spar piciorul strângându -l. Vai, domnule colonel, ce inteligent sunteți! Păi chiar așa trebuie să se fi întâmplat. Mi-am dus mâna la piept și m-am întors spre Nicol. Nu crezi? Ea mi se alătură ca un copilot de nădejde. Ba da, sigur că ai dreptate! Și când te gândești că atâția ani ne-au indus în eroare rămășițele avionului ăluia, înseamnă că prizonierul trebuie să fi mințit declarând că pilotase alt avion, numai ca să se dea mare. Chiar așa, cred că ai dreptate. Întorcându-mă spre colonel, l-am privit triumfătoare. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați lămurit situația. Mă simt atât de prost. Poate că a fost o eroare tactică. Era roșu în obraj, dar nu de rușine, înclină din cap și spuse. Totuși, pericolul prin care ați trecut demonstrează de ce a fost o greșeală să se trimită femeile în zone de luptă. Sunt curios, domnule colonel Parker, dumneavoastră cum ați fi procedat dacă nu ați fi avut muniție bărbat fiind? Eroare tactică sau nu ajunsesem la subiectul astronauților. Colonelul ridică ambele mâini în aer. Uitați ce este, e clar că ați avut noroc. Nu spun decât că nu ar fi trebuit să ajungeți în situația respectivă. De acord, Avionul meu ar fi trebuit să aibă muniție. Ca femeie sunt mai mică și mai ușoară. Asta înseamnă că avionul consumă mai puțin combustibil, iar eu fac față mai ușor forței gravitaționale decât un bărbat. Nu spuneam adevărul adevărat, pentru că eram destul de înaltă pentru o femeie, iar a face față forței gravitaționale ține mai degrabă de înălțime decât de presiune arterială. De fapt, am continuat, acesta este chiar motivul pentru care din corpul de astronauți ar trebui să facă parte și femei. Ca să nu mai pomenesc de faptul că vrem să întemeiem o colonie. Iar bărbații sunt mai potriviți pentru astfel de muncării postă colonelul. Se uită în jur și repetă ca un papagal ceea ce spusese Clemens la conferința de presă. Cristofor Columb nu a luat femei în expediția lui, nu-i așa? Atunci era vorba despre cuceriri geografice. Simțeam cum încurge transpirația pe subsutien. Pelerinii, pe de altă parte, au adus femei. Dacă vreți o colonie, aveți nevoie de femei în spațiu. Nu văd niciun motiv serios pentru asta. Vă dau eu un motiv, râse ridicând paharul deasupra capului. Copii! Lumea a început să râdă detenționând atmosfera. Senatorul Orgin merse la Parker și îl îndepărtă pălăvrăgind amabil despre golf. Câteodată amabilitățile sunt cele mai indicate. Nicol coborât de pe brațul canapelei și veni lângă mine și Nathaniel Mi-am luat paharul și l-am ridicat în cinstea ei Îmi pare rău pentru incidentul ăsta Te rog Mi-l amintesc pe Parker pipăilă din război Lu o înghițitură de șampanie Ai cunoscut-o pe soția lui? Nu am spus scuturând din cap. Nu socializăm cu ei. Vei observa că nu e aici în seara asta. Nu fac niciun fel de aluzie. Doar precizez că doamna Parker a fost invitată. Apropo de invitații. M-am uitat la Nathaniel care părea mulțumit să stea cu mine în loc să se amestece printre ceilalți musafiri. Organizez un spectacol aerian cu femei pilot. Bănuiesc că nu vrei să... Ba da. Dacă îmi ceri să zbor, da, vreau. Înălță brațul pe care îi sclipea brățara cu diamante. Stai. La naiba. Trebuie să discut cu Kenneth să văd dacă e în regulă. Politică trebuie de dar de obicei reușesc să-l înduplec, așa că dacă nu apare vreun conflict, da, poate e doar puțin confuză, pe naiba. Nemai pomenit, jurnalista din Betty avea să fie încântată. Cu numele unei soții de senator pe lista noastră, îl va convinge mult mai ușor pe șeful ei de la National Times să publice articolul despre spectacolul aerian. În plus, nu mai trebuia să fiu eu în centrul atenției. Am petrecut surprinzător de mult timp în buncăre de beton. Mirosul de cherosen umplea aerul în poligonul de testare. Pătrundea până și în buncărul de comandă. Poligonul se afla la 5 km de 203.400 de galoane de cherosem, dar parcă tot nu era suficient. Răsuceam un creion între degete așteptând să înceapă testul static al noii rachete Atlas. Aveam o îndatorire ușoară. Nu trebuia decât să calculez forța de propulsie și să stabilesc dacă e suficientă pentru ca racheta să ajungă pe orbită. Ar fi putut să o calculeze orice operatoare, dar o făceam eu pentru că era proiectul lui Plachet. Un inginer al naibii de bun. Nu-și putea ține mâinile departe de fete, dar fiind nevasta șefului său, nu aveam probleme cu el. Nu prea multe încă. Se aplecă peste scaunul meu mângâindu-mă cu o mână pe umeri înainte să-și oproptească de spătar. Cum merge Elma? M-am aplecat în față ca să nu mă atingă. N-am ce face până nu începe testarea. În partea cealaltă a camerei un alt inginer înălță capul și strigă. Domnule inginer plachet, acum adăugăm oxigenul lichid. Perfect! Îmi zâmbi uitându-se la mine, și când spun mine, mă refer de fapt la sânii mei. Să-mi spui dacă ai nevoie de ceva. Desigur, am confirmat și am bătut cu creionul în masă încercând să-i distrag privirea. Trebuie să mă pregătesc să te ajut cu... O explozie zgudui buncărul. Zgomotele se amestecară cu căldura aducând cu ele duhoare de combustibil ars. Nu era prima oară că pierdeam o rachetă în niciun caz, dar tot nu ne obișnuisem cu bubuitura. Inginerii tresăriră ridicându-și brațele ca să-și astupe urechile. Am zvâcnit, gata să cad de pe scaun când detunătura s-a potolit, lăsând în urmă doar trosnetele distante ale flăcărilor. Urletele sirenelor se adăugară și ele cacofoniei. Plachet se întinse către mine, prefăcându-se că vrea să mă ajute, numai că nu știu cum mâna îi se opri exact pe pieptul meu. M-am sculat în picioare, mi-am netezit fusta și m-am îndepărtat de el. Îmi tremurau palmele, și din cauza că mă înfuriase plachet, dar și din cauza exploziei. Du-te și vezi-ți de rachetă! Sau vrei să-ți calculezi dimensiunile rateului? Greutatea bilei mi-a palmele în timp ce priveam pista. Am expirat, am făcut un pas în față, m-am legănat în spate, apoi înainte și am aruncat-o. A plecat din mâna mea pe o traiectorie dreaptă, dar a deviat suficient ca să lovească pe lateral. Split! Fir ar să fie! Încă o dată! Hai că poți, Elma! strigă Martle în spatele meu, bătând din palme! Hai că poți! M-am răsucit spre ea fusta învârtindu-se în jurul meu cât am așteptat ca băiatul să îndepărteze popicele pe care reușisem să le dobor. Ai zice că un fizician e mai priceput la sportul ăsta, i-am spus. Cuprinzându-și cu o mână nevasta de umere, Eugen clătină din cap dezaprobator. Teoria e una, practica alta. E ca și cum ai spune că dacă ești fizician știi automat și să pilotezi. Știu să pilotez, mulțumesc frumos. Bila mea hurducăi pe pista de revenire. M-am aplecat după ea fluturând din mâna mulțumire către băiatul care mi-a trimis-o înapoi. Va trebui să-i dăm un bacșiș bun. Apropo de pilotat, rostie Eugen, Martle îi trase un ghiont în picior. Las-o să arunce. Vreau să văd artificiile. Stai liniștită, te vom scoate afară la timp să te bucuri și tu de sărbătoare. Eugen arătă cu sticla de bere spre pistă. Și aștept să treacă rândul elmei ca să-i pun o întrebare. Abia aștept să văd unde ne duce intermețoulă Stalin. Sugerasem să jucăm popice tocmai pentru că era 4 iulie. După meteorit nu mai mă atrăgea niciun fel de foc care cădea din cer. M-am răsucit înapoi spre pistă unde băiatul îndepărtase deja popicele doborâte și se așezase pe scaunul lui înalt la loc sigur. Avea o revistă de benzi desenate. Costumul albastru cu roșu al lui Superman se vedea și de la locul meu. Dar să revenim la popice. Ca să le dărâm pe amândouă, trebuia să lovesc una în așa fel încât să o atingă și pe cealaltă încădere. Îmi și închipuiam traiectoria. Dacă îmi dădeai o bucată de hârtie, ți-o desenam cu precizie matematică. Mi-am luat avânt, ducând în spate bila care-mi brațul în jos ca forță gravitațională, apoi am dus-o în față într-o mișcare de pendul și am țintit popicul din dreapta. Bila a pornit, s-a arcuit scurt în aer ca și când n-ar fi avut masă, apoi a bubuit pe podeaua netedă din lemn de plop și s-a rostogolit pe pistă. Am rămas cu mâinile întinse de parcă aș fi putut dobori cu ea popicele prin simpla voință. Bila frecă popicul din dreapta care se clătină și căzu. Celălalt rămase în picioare. Un geamăt compătimitor se auzi din micul nostru grup. Râzând m-am întors și am făcut o reverență. Data viitoare, exclamă Nathaniel, bătându-mă pe umăr și luându-mi locul. Martle râse. Data viitoare. Eu mă tot aștept să ne dea afară de data asta. Nu joc chiar atât de prost. Eugen și Martle se priviră ca și cum aș fi spus ceva adorabil. Mi-am dat seama cu întârziere că Martle nu făcea aluzie la jocul meu, ci la Eugen și la ea. Înainte de meteorit, nici n-ar fi fost lăsat să intre în local. Ar fi fost plin numai cu albi și nici nu mi-aș fi dat seama de asta. Acum, cu capitala mutată la Kansas City, Martle și Eugen nu erau singurii de culoare din local. Sigur, tot albi predominau, dar măcar nu se uita nimeni strâm la noi. Stânjenită că nu observasem singure lucrul ăsta, mi-am notat scorul și m-am așezat lângă Eugen. El îmi dă două bere și ridică din sprânceană. Spune-mi, ce cu spectacolul ăla aerian? Nu știu dacă va mai avea loc. Berea era rece și mă pișca plăcut pe limbă. Ideea era să demonstrăm că și femeile pilotau abilități de astronaut. Dar... Uh... Bila aruncată de Nathaniel la lunecă frumos pe pistă și dărâmă toate popicele. Bravo! Am ridicat paharul în cinstea soțului meu. Dar nu avem decât avioane ușoare. Cu cât mă gândesc mai mult la asta, cu atât îmi dau mai bine seama că oricât de bun ar fi spectacolul, tot n-ar fi la fel de impresionant ca unul cu avioane militare. Păcat! Piloții l-ar considera un triumf, dar publicul s-ar uita numai la ceea ce i-ar lua ochii. Eugen clătină trist din cap și se ridică pentru că-i venise rândul la aruncat. Îl bătu pe spate pe Nathaniel. Bună treabă, York! Nathaniel își luă berea și se sprijini de bancă. Spectacolul aerian? Da! Martele se uită la el pe deasupra ochelarilor. Puneți nevasta să-și pună ideea în aplicare. E grozavă. Nathaniel ridică brațele și râse. Avem păreri diferite despre căsătorie. Eu nu o pun pe el să facă nimic. Popicele trozniră și căzură, dar Eugen lăsase una în picioare. Nu știu de ce și închipuie Martle că un bărbat îi poate spune soției ce să facă el. La noi n-a ținut treaba asta niciodată. Ia mai taci, îl apostrofă Martle și aruncă în el cu un șervețel mototolit. Râzând de Eugen așteptă ca băiatul să adune popicele căzute și să-i trimită bila înapoi. Deci vă trebuie musta zise el. Ar fi excelent, nu? Am oftat și am băut din bere. Nu mai pilotase mustanguri din război, dar fusese de departe preferatele mele. Iuți și agile răspundeau perfect la comenzi. Poate că nu aveau tehnica cea mai avansată, dar pe vremuri fusese mai pomenite. Eugen reuși să doboare și popicul încăpățânat dădu cu pumnul în aer și scoase o exclamație victorioasă. Uite unde zace îndemânarea! Martele își dădu ochii peste cap și se ridică. A și uitat despre ce vorbeați. Eugen o pișcă de obraz când făcură schimb de locuri și zâmbi larg. Ba n-am uitat. Se întinse după sticla de bere. Șase mustanguri vă ajung? Am rămas cu berea în aer. Șase? Șase mustanguri? De unde-i? Eugen Rânji. Avem șase la aeroclubul nostru. Mi-a căzut falca. Vorbești serios? Am sunat la toate... Nu, stai! M-am pișcat de nas. Jur că într-o zi o să mă învăț minte. Am sunat la toate aerocluburile pentru albi. Ha! Ia priviți aici! Martle sări în sus de bucurie. Doborâse toate popicele dintr-o aruncare și acum țopăia și se învârtea ca un copil. Și nici măcar nu v-ați uitat la mine, nu-i așa? Am scuturat din numeri. Șase mustanguri. Martele schimbă priviri cu Nathaniel și clătină ușor din cap. Piloții ăștia. El oftă și ridică berea în cinstea ei. Nu-mi dau seama cum reușești. I-am lăsat să râdă și am zâmbit larg lui Eugen. Șase mustanguri. Putem zbura în formație și face trucuri cu fum și Aveți și femei printre voi? Da, vino la club să te prezint. Îmfăcuse cu ochiul. Trage o tură prin aer numai noi doi. Pe ăștia îi lăsăm la sol.